Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au sprijinit doi cetățeni germani care se aflau la bordul unui iaht suspendat pe un banc de nisip pe Dunăre în zona localității Cernavodă. La sfârșitul săptămânii trecute, garda de coastă a fost sesizată prin serviciul de urgență 112 că pe fluviul Dunărea, în zona localităților Rasova-Cernavodă, se află un iaht suspendat pe un banc de nisip care necesită ajutor. Imediat, polițiștii de frontieră împreună cu un reprezentant al Căpitaniei Cernavodă s-au deplasat cu embarcațiunea MEAI 4132 din cadrul sectorului Poliție de Frontieră Cernavodă, constatând că iahtul Namirda Pavilion Germania se afla pe malul drept al Dunării pe uscat din cauza unei erori de pilotaj. La bordul embarcațiunii se aflau doi cetățeni germani în vârstă de 64, respectiv 68 de ani, care nu prezentau probleme de sănătate și nici nu au solicitat intervenție medicală. În urma manevrelor efectuate de către polițiștii de frontieră, embarcațiunea a fost dezeșuată. Fără să sufere avarii, cei doi turiști reușind astfel să își continue voiajul către portul Cernavodă.